Doamna doctor, vreau să ne spuneți ce metode de investigație folosiți dumneavoastră? Metode foarte medicale. E medicina oficială, este o medicină de avangardă, numai că este o medicină bazată pe fizică cuantică și ea nu prea a fost dezvoltată în rândul medicilor fiind ceva nou, dar să știți că tehnologia prin care funcționează această aparatură seamănă foarte mult cu tehnologia RMN-ului și tomografului, adică și ecografului chiar, banalul ecograf, pentru că la baza tuturor acestor aparate stau elemente de vibrații, stau elemente de unde, da? Pentru că de fapt prin unde se pătrunde, se investighează de fapt corpul uman. Corpul uman fizic este o materie, da? Care ea poate fi străbătută prin lichide, de exemplu, în cazul ecografului, folosind un lichid din corp, putem să vizualizăm anumite părți ale corpului. Acesta este mecanismul prin care funcționează un ecograf și toată lumea știe despre ecograf. Trebuie să știți că în fizica cuantică este foarte simplu, se măsoară direct în corpul energetic. Este revoluționar să măsori în corpurile care nu se văd. Corpurile care nu se văd se numesc corpuri subtile. Cu alte cuvinte, în medicina holistică se măsoară direct în corpurile care nu se văd și este extraordinară această informație. Dar care sunt căile naturale de tratament pe care dumneavoastră le folosiți? Până acum știți că nu se folosea deloc calea naturală decât în perioada veche. Apoi s-a trecut foarte mult la preparate sintetice și după care o parte din medici au început să trateze natural cu plante. Homeopatia este o metodă de a trata cu informațional, deci o altă metodă este cea informațională. Uleiurile esențiale conțin energie, de exemplu, la nivelul acestor ulei sunt esențe, de fapt, a energiei plantelor. Tincturile, de asemenea, sunt energie condensată din plante, dar cea mai ușoară și cea mai facilă metodă de a trata corpul este direct energetic, adică prin vibrații.